so it's me and you. Salutare! Astăzi o să vă prezentăm magazinul în care lucrăm, store-ul care lucrăm, pentru că este 22, super minisoare, cel puțin 2 store-uri, din câte știu. Și astăzi îl prezentăm ca nostru, store-ul cu numărul 1. Hai să vedem! Mod de cald. Am stat din soare. Curg apele pe mine. Din nou. Aici este store-ul în care lucrăm. Aici ne petrecem 15 ore pe zi. Și astăzi o să vă arătăm cât de mare este. Și cât de multe lucru avem. Toy Boy. Mie mi se zice Toy Boy pentru că eu mă ocup de zona asta, pentru că îmi place. Aici am mașinuțele care sunt dezordonate acum deoarece că sunt ziua mea liberă. Ce vreau să zic? Cum văd atâtea greșeli aici. Nu știu mai tare. Nu pot. Cum văd atâtea greșeli în magazinul ăsta, am vine să le pun la loc. Tot peretele ăsta, de sus până jos, eu l-am umplut și eu tot timpul fac grefie la toate jucăriile astea, la mașinuțe. La mașinuțe sunt specialist, aici stau jos, mă relaxez, pun câte o mașinuță. Aici am partea de squish, astea sunt cele mai căutate și cele mai dezordonate, niciodată nu le găsesc. Squishy. Copiii vin aici să joacă și tot timpul îmi lasă dezastru și mă enervez și fac uite așa. Squishy. Și copiii strigă squishy, mami, squishy. 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 Mai repară. Cine mai repară? Ah, și ce avem? Avem squishy pug. Hai să vedem. Să vede că îmi place zona de jucării. Avem Squishy Pug. Ia uite. Squishy Pug. Când sunt timpul lucrurilor, nu mă joc chiar așa, dar... Avem purcei. Uite, ăsta e rupt. O să vin mâine să-l fac. O să vin mâine să-l fac, că n-am ce să... Ce mai avem aici? Asta sunt tot timpul să strică. Îmi place aici la zona de jucării. Te trăim mult timp aici. Și banana. Asta e... Squish banana. Asta e cea mai problematică chestie. Eu o ascund, e undeva în spate aici. Aici în spate, pentru că oamenii vin și fac tot felul de tâmpenii cu ea. Hai să vedem. Zona de copii. Hello, Wendy. Hello. No, I is ugly for me. Wendy.
Republic Dominican. Say hello. Hello. Say salut. Salut. Salut, ce faci? Salut. Salut, ce faci? Salut, ce faci? Good, 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 good. Yes, faci zona de femei. De obicei aici nu mă pup, n-am nicio treabă, că nu mă pricep deloc. Nici nu vreau să mă bag, nici nu mă uit. Nici nu mă uit aici. Adică fii tău. Aici e zona de long sleeve. Urmează zona de sweatere. Acolo eu mă ocup. Sweatshirt și avem aici o zonă de sweatere care eu le-am ordonat de m-am apucat de vreo 4 zile să le ordonez așa cum trebuie. Hai să vedem. Hai să vedem dacă mai uz cum le-am lăsat ieri. Ia uite, ia uite, la dungă. Da? Mama, dacă mă vezi, să nu zici că ești dezordonat, că uite aici ce ordine fac. Astea sunt cele mai populare, Outer Banks. Este tot zona mea, pentru că suntem trei băieți și n-avem ce să facem. La Hanora cine ne pricepem. Outer Banks. Aici un hanorac e 24,99 de dolari. Aia vine aproape peste 100 de lei și materialul e unul super de proastă calitate. Îți suretezi numai niște printuri. Da, aparent se vând bine. E fain, și ăsta e la fel, 24 de dolari și 99 de cenți. O grămadă de bani, dar pentru ei, aparent nu așa mult. În spate, la zona care tot băieții se ocupă, suntem trei băieți, care cum. Chiar ieri am făcut, realimentat umbrelele și scaunele. Bodyboard-urile. Până să vin aici în America, n-am știut ce sunt astea bodyboard-uri și... La ce să folosesc? Ce puțin am văzut eu în România. Și? Avem și animale. Avem hermicrabi. Hai să vedem. Aici e mâncarea pentru hermicrabi. Hermicrabi, curcă de hermicrabi. Hai să vedem. La un hermicrab. Placă de... Nu știu ce e, sincer. Tot un fel de skinboard, ceva de gen, numai că ceva mai profi. Placă de gen e undeva la 100-130 de dolari. Placă de gen, astea cele mai profi care le avem. Astea-s skinboard-urile, ceva mai ieftin, 30 de dolari. Gonflabile. Deci o gonflabilă de genul
44,99 de dolari. Și asta are ca înălțime, are ca înălțime 1,45 m și pe lungime 2,51 m. E super mega mare. Și clienții de aici o cer să se umfle aici în magazin. Deci nici nu încape pe ușă să o scoatem. Da, păi în mașină. Că, dar ce credeți? Credeți că merg cu ei pe jos până acasă să iau mașini? Ei se nasc în mașini. Toate astea sunt numai gonflabile. Avem aici pe perete ochelari de scufundări și flip-flop. Ăștia tot timpul cad de pe rack și trebuie să le se ridicăm. Dar de multe ori mă fac că nu văd și trece. Îi fac alții. Joselino! Ce fac Joselino? Rio de... José del Mar! Del Rio! Del Rio! Say hello, man! Where are you going? Hello! I'm here! Adriana. Joselino! José is from Republic Dominican. Dominican Republic. Dominican Republic. Yeah. It's José del Mar. And Christian del Rio. Yeah. No. Ce mă stăcei? Pe arată-ne. Azi e o zi liniștită, nici nu sunt oameni. Hey Kyle, hello. Where are you from? From Virginia. From Virginia? Yeah. Say from North Carolina or... No, Virginia is a state. Yeah, sorry. From Fredericksburg. Fredericksburg, Virginia. French? Fredericksburg. So. Fredericksburg, Virginia. That's where I'm from, the city. Ah, yeah. Yep. Sorry. Truck's here. Bye. Truck is here. Yeah. Oh my god. Oh my god. You gonna pay me, right? Yes. I pay you. Okay. Take my money. So why you wanna record you video? For my vlog. I recording you and all employee. Okay, y puedo hablar español, ¿verdad? Porque yo puedo hablar español, ¿verdad? Amanda is from Dominican Republic. Not so. Republic Dominican. República Dominicana. Yeah. Yes. Say chepachi. Chepachi, salute, what else? Mutumesc. Mutumesc. And the bad words? Yeah. And Rina. Say hello. Say salut. Salut, ce faci? Mulțumesc. Yeah. I can record you. You need umbrella? Yeah. Christy, bye-bye. Bye-bye, Christy. Bye-bye, Christy.
Am terminat cu prezentarea. Magazinul mi se pare mie destul de mare pentru magazin de suveniruri. Și mergem acasă pentru că mâine începe o nouă săptămână în care o să lucrăm aici 15 ore pe zi. Bam!